Bună seara, dragi prieteni, îl avem alături de noi din nou pe Adrian, de la echipa Armata Salvării. Salut, Adrian! Bună seara! Adrian, câteva cuvinte despre meciul în seara asta? Da, s-a terminat campionatul, a fost ultimul meci. Am ieșit cu, pot să zic, cu capul sus. Cu fruntea sus. Cu fruntea sus, un loc 5 care este destul de bun, pentru că la începutul campionatului nu ne dădea nimeni nicio șansă. Cine e Armata Salvării, de unde au venit și ăștia? Eu am venit din retur, un transfer cum ar veni, și am luat echipa de pe locul 14, am adus-o pe locul 5, loc de play-off. În play-off, după părerea mea, cred că am făcut niște meciuri și cea perfecte, mai bună figură. cea mai bună figură, dacă nu găsesc cuvântul. Am făcut cea mai frumoasă și cea mai bună figură din acest campionat. Le-am făcut față celor de la TV Rom de atâtea ori, de fiecare dată când am jucat cu ei. Nu cu ambiție, cu chestii. Hooligansul la fel. Hooligansul, Ambianța, Bela Veneția, că ele sunt cele patru echipe Final Four, cum s-ar spune, al acestui campionat. Și le-am făcut față de fiecare dată, niciodată nu ne-am dat la o parte. O singură dată s-a întâmplat să plecăm cu căruța de aici sau de două ori, dar în rest niciodată n-am plecat cu căruța sau să dăm și noi cel puțin la fel ca ei. Eu le mulțumesc prin acest interviu colegilor mei, care au fost aproape de Armata Salvării. Și din campionatul viitor, cu siguranță vom fi... Se poate mai bine. Se va putea mult mai bine, va fi altă față a echipei, aceiași jucători, dar vor mai veni și mici transferuri și un alt nume al echipei. Crezi că dacă vă veți concentra mai mult pe joc, vor apărea rezultate mult mai bune? Da, vor apărea rezultate mult mai bune, pentru că noi am observat chestia aceasta. În prima repriză suntem calmi, jucăm perfect, nu primim goluri, dăm goluri, că așa ne place nouă să facem. În a doua repriză ne enervăm puțin, suntem și obosiți. Din diferite motive? Din diferite motive, nu neapărat pe un motiv. Nu avem schimbări să ieșim odată la 5 minute să putem să ne relaxăm și ne apucă nervii, ne certăm și cu coechipierii. În acest mod vreau să îmi cer scuze față de ceilalți colegi de la celelalte echipe adverse, dacă i-am deranjat vreodată, doar că așa este fotbalul. N-a fost cu răutate. Niciodată n-a fost cu răutate, niciodată n-am avut intenția de a veni la meciuri să ne certăm cu ei sau să le rupem picioarele, pentru că până la urmă suntem oameni și este un simplu fotbal. Curge sângele un pic mai repede la un moment. Exact, da, n-avem ce face, jucăm 40 de minute aici și pe urmă ieșim după teren și ne pupăm. Eu sunt sigur că scuzele vor fi acceptate. Eu simt niște scuze sincere din partea ta. Într-adevăr, au mai fost momente un pic mai aprinse, dar... Sunt, că nu numai noi, și ei mari fotbaliști au... Au ieșirile lor și ieșiri mult mai ale dracu decât ale noastre, ca să fim sinceri. Adrian, felicitări pentru bine meritatul loc 5. Dacă vrei o părere personală, nu știu, cred că se putea mai bine. Dar oricum, de unde ați plecat și unde ați ajuns? Exact, am plecat de pe un loc foarte jos și am ajuns pe un loc foarte sus. Noi puteam și mai mult, însă n-am avut oameni. Nu pot să spun lucrul ăsta, că nu am fost oameni, nu am fost jucători. Nu au fost. Dar până la toamnă aveți timp să vă faceți o echipă mult mai puternică. Am echipa, aștept rescrierile, dar abia aștept. Adrian, felicitări încă o dată și atâției cât și echipei voastre. O echipă frumoasă, o echipă puternică din punctul meu de vedere. Felicitări încă o dată și pentru meci și pentru locul 5 și ne revedem la următorul sezon. Mulțumim frumos! O seară plăcută! Seară bună!